Bine ați venit la noi, vă salut și pe dumneavoastră. Suntem în pragul deschiderii celei de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Blues de la Dărmănești. Salut în primul rând pe Marius Deaconescu, cel care se ocupă de organizarea festivalului. Invitații prezenți acum aici. Sper ca cele trei zile de muzică bună la Dărmănești să aducă un public pe măsură, să reușească cei care vin în Dărmănești să ne cunoască din toate punctele de vedere și îl rog pe Marius să prezinte în detaliu, dacă pot spune așa ceva, lucrurile care vor urma. Bună ziua! Bine v-am găsit la Dărmănești pentru a treia ediție a Open Air Blues in the Garden Jazz Blues Festival. Sperăm să avem parte de o ediție frumoasă. Avem invitați pe măsură din mai multe țări și din România, evident. Pentru astăzi avem la conferința de presă, am invitat pe Big Man James Trio din Italia, care vin pentru prima dată în România și o să concerteze în seara aceasta. Deci, trei zile de festival cu invitați din Africa de Sud, Marea Britanie, Olanda, Italia, Austria, Serbia și, evident, România. Facem lucrurile astea, așa cum spuneam, pentru mine și pentru domnul primar, care am trecut de 50 de ani. E o vorbă că atunci când treci de 50 de ani, anii care ți-au rămas sunt mai puțini decât aia care au trecut. Și vine momentul să întorci comunității din care faci parte ceva. Și ăsta e modul în care încercăm noi să întoarcem către comunitate o parte din ceea ce am acumulat de-a lungul timpului și ceea ce comunitatea ne-a dat. N-aș vrea să o lungesc, vă invit în număr cât mai mare, vremea pare să fie bună, avem ceva de mâncare, avem ceva bere, avem sunet bun, unul dintre cei mai buni sunetiști din România, Rareș Totu va fi aici, așa că haide bre la Dărmănești. Avem și un prezentator pe măsură, da? Care... Și ne face plăcere să-l prezentăm și pe domnul Alexandru Rusu, care a fost alături de noi de la prima ediție și care, să spun așa, a devenit un membru al familiei Blues in the Garden. Și dacă aș vrea să dau cuvântul prietenilor noștri de la Big Man James Trio să ne spună, ei vin pentru prima dată în România, așa cum am spus, și cred că ar fi interesant să aflăm care a fost prima lor impresie despre România și ce așteptări au de la festivalul nostru. Ok, I have to speak something. So, Marius asked, what is your first impression about Romania, because it's the first time when you came here, and what are your expectations for this festival? Okay, the first is the people. It's very kind people, beautiful, yeah? Beautiful country, and then, come si dice, accoglienza. You were very kind in give us Nello for us to this beautiful country. Yeah. It's the first time for us that we are here in Romania, and we are very happy to be here. And thank you, Marius, for calling us. And it's my pleasure. The beautiful place. Yes, the organization was very impressive of this festival, and we want to play as soon as possible. Yeah. And Deacon, vogliamo ringraziare anche la band prima di noi. Okay, we want to thank all the member of the band that give us the opportunity to play their instrument and their instrumentation, and we thanks the band to give us this opportunity. And he talks better than me. But not too well. And now Alexandra speak.
Yes. Au fost foarte impresionați de țară și la prima vedere, de tot ce au văzut aici. Este o țară frumoasă, oamenii sunt foarte calzi, foarte prietenoși. Sunt foarte încântați că au ajuns aici și că au avut oportunitatea să cânte la noi în România. Le mulțumesc trupelor și colegilor care le vor împrumuta o parte din instrumente pentru a putea concerta în seara asta. Mulțumesc organizatorului Marius Diaconescu și așteaptă să cânte cât mai repede curând. Dacă aveți și întrebări. Au auzit până acum de acest festival și care e impresia legată sau ce auziseră înainte, dacă au auzit de festival? The question is if you heard before now about this festival and what is your impression about it? Yes, we know this festival from a band that's called Big Daddy Wilson. Yeah. That I think played here in 2020. Yes. 2020. Okay. And that beautiful, was the first. Beautiful band. Yes, beautiful because band. We attend a concert of Big Daddy Wilson, so we follow this band. We know some of the members of the bands of the Big Daddy Wilson because they are Italian guys. Mm-hmm. And so we heard the first time this festival from this artist. And what did you heard about? Ce v-au spus? What did they told you about? You say that a beautiful, beautiful, cum si dice? Contest, Italian. Okay. Contest, yeah. Italian. Italian? Italian Italian. Okay. Ok, thank you very much. Ha detto che è un bellissimo festival fatto di gente speciale e che ci saremmo sicuramente divertiti e trovati benissimo. E quindi di andare assolutamente, esatto. Non vedere l'ora di suonare. E noi siamo qua, pronti. Thank you. Da, eu o să spun și pe scenă în seara aceasta. Ce mi se pare foarte important este că acest eveniment se racordează la circuitul european. Constat că Dărmăneștiul are efectiv o dezvoltare foarte rapidă, a fost nominalizat ca destinație turistică pentru Moldova. Azi dimineața am primit o informație că la sfârșitul lunii septembrie la Brașov va fi prezentat orașul Dărmănești ca un model de succes pentru digitalizarea primăriei. Deci, într-o societate globală în care trăim astăzi, este foarte important să fii prezent. Și vreau să îl felicit și pe domnul primar pentru sprijin și pe Marius pentru că știu ce înseamnă să organizezi un asemenea festival, este o muncă titanică și mi se pare minunat să ai asemenea trupe de asemenea nivel aici, nivelul calitativ al muzicii familiei la superlativ și e și un mesaj cultural foarte important aici, pentru că bluesul este un fel special de muzică și se integrează foarte bine în peisajul acesta, ați văzut, au născut și artiștii din partea aceasta. Sper să fie vreme frumoasă. Cândeles va fi cu siguranță foarte, foarte. O întrebare pentru organizatori. Cât de greu a fost să aduceți artiștii la început și cât de ușor sau greu este acum la această ediție? Domnul Diaconescu, da? La primele două ediții a fost destul de greu. Pentru că am făcut în pandemie. Fucking COVID. We know very well with you. Yeah. Și a fost complicat, pentru că din Statele Unite era practic imposibil să aduci artiști, erau zboruri care se anulau, nu a fost simplu, dar cu încredere, cu un pic de voință, cu ajutorul divinității, am reușit să ducem la bun sfârșit primele două ediții. Anul acesta s-a păstrat, să spun, dificultatea vis-a-vis de Statele Unite și pentru că acolo e iarăși ceva ciudat,
referitor la COVID și n-a fost chiar ușor de adus și atunci ne-am axat la ediția a treia pe artiști europeni, cu excepția lui Patlansky, care va veni din Africa de Sud. Și atunci ne-am axat pe artiști europeni și datorită faptului că suntem membri ai European Blues Union și festivalul este un festival de premii pentru ei și atunci acordăm o atenție mai mare trupelor din Europa, pentru că chiar dacă bluesul s-a născut în Statele Unite, și Europa are un cuvânt important de spus și asta o să se vadă pe scenă în cele trei zile. Să înțeleg că mai această ediție prestigiul festivalului a terminat și artiștii au acceptat sau a fost mult mai ușor. A fost mai ușor pentru că vine experiența celor 2 ani din spate și adică booking-ul pentru artiști nu a fost unul dificil și deja suntem în booking pentru ediția următoare. Deja am început. Da, pentru că sunt niște oportuni, fereste de oportunitate care dacă le-ai pierdut acum sunt mult mai costisitoare și mai... Da. Da, asta e altceva, sunt detalii. Nu e prima o întrebare pentru mine, când ați spus da la prima ediție, când ați spus să crească acum de frumos acest proiect? Îmi doream cu siguranță să facem un proiect pe termen lung și faptul că Marius s-a implicat mi-a dat crezare așa în ceea ce gândeam noi atunci și de obicei cu multă perseverență, cu multă muncă, cu multă seriozitate lucrurile cresc de la an la an. Eu deja îmi imaginez cum va arăta acest festival la ediția 10-a, 15-a și cu siguranță ne vom aminti de momentele astea, da? Ediția 50 împreună. Ediția 50 împreună, da? Deci gândim proiecte pe termen lung, gândim proiecte care de la an la an să crească în valoare. Cu siguranță artiștii vor fi mult mai deschiși în a participa la astfel de evenimente la noi. Cu siguranță și sponsorii vor fi mai prezenți la astfel de evenimente, dar ne-am propus să creștem încet și sigur. Exact. Da. Să înțeleg că și acest festival face parte din strategia dumneavoastră de a deschide porțile, să zicem, metaforic vorbim, porțile orașului. Cu siguranță avem un proiect care include mai multe, să zic, direcții de dezvoltare și cultură și, eu știu, administrativ și spunea mai devreme Alexandru că am devenit destinația turistică a anului 2022 în Moldova și Bucovina, Dărmăneștiu. Nu aveam cum să atingem acest deziderat dacă nu aveam astfel de evenimente. Și veți vedea în perioada anilor următori o deschidere și mai mare a orașului nostru către cultură, către artă. Săptămâna viitoare vom avea o delegație de la Ministerul de Resort care va vizita Dărmăneștiu și cred eu că în scurt timp vom deveni stațiune turistică de interes local. Iată niște pași pe care ne-am propus cu 3-4 ani în urmă. Astăzi reușim să vorbim de realizările astea mai mici sau mai mari la prezent și așa cum spuneam, avem un trend crescendo vis-a-vis de ce ne propunem să facem pe segmentul ăsta cultural pentru 2023-2024 și de ce nu să ne vedem aici și peste 10-15 ani.